Molnar are un program pus la punct cu minuțiozitate. A pornit duminică din Tulcea, în traseul intitulat Cursa Europeană a Panglicii Albastre. Prima zi a cursei se va încheia după parcurgerea a mai bine de 72 de kilometri. Vă mulțumesc celor care m-ați așteptat aici și că m-ați întâmpinat. Știu că orașul dumneavoastră este unul foarte frumos. Maghiarul, în vârstă de 35 de ani, va alerga timp de 6 săptămâni, parcurgând 7 țări, pentru a ajunge pe 29 iunie în orașul Donaueschingen, în apropierea izvoarelor Dunării, în munții Pădurea Neagră. Cursa europeană a Panglicii Albastre va fi realizată în premieră și nu are doar obiective sportive, ci își propune să atragă atenția asupra celor 11 directive ale strategiei Dunării, adoptate în perioada președinției Ungariei în Uniunea Europeană, ca și asupra importanței implementărilor. În plus, Molnar dorește să transmită un mesaj ecologic pentru protejarea mediului conjurător. Odată ajuns în Mehedinți, pe o distanță de 10 km, i s-au alăturat și atleții de la cluburi sportivi din județ. Sunt ca și dânsul sportiv de performanță, îmi dau seama ce efort a depus pentru această cursă lungă, aproape de 3000 de kilometri. Noi vom alerga aproximativ 10 km până la Schela. Câte antrenamente faceți voi pe săptămână? Păi, pe săptămână facem 6 antrenamente. Peter Molnar a participat la curse de 6 zile, de 48 de ore și a terminat spartatlonul sau ultrabalatonul. Are în palmares curse de 1000 de kilometri, maraton sau Ironman. Este totodată campion european la paratriatlon, destinată sportivilor cu deficiențe fizice, Molnar având o deficiență la brațul stâng. Ungurul Peter Molnar și-a propus să alerge 2978 de kilometri de-a lungul cursului Dunării, cu o medie de 71 de kilometri pe zi.